în cele 330 de emisiuni din 2000 până azi. Stimabile băgați, am cules peste 13.211 dude și bâlbe. Ne-ați demonstrat cu toții că vârsta nu are dragoste. Copiii am descoperit 11.219 perle televizate. Cred că să f***u iar asta că eu aud emisia în casca mea. Mă, planeta expandă. N-am îmbășteț la bot. N-am nimic de retractat. Am surprins 8.342 apariții mioritice. Nealul nu spie, frică, băi, nealule, măi. Nu ne scapă nimic. O decadă a trecut, alta începe. Hai să ne opunem. Cronica merge înainte. 10 ani de tot râsul. Nerespectarea dreptului la propria imagine. Acest lucru îl practică toate posturile de televiziune din țară și probabil că ar trebui desfințate toate. Senzațional! Când am văzut, m-a apucat așa un dor de ducă cu troleul. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. Primarul Vanghelie ne-a pregătit o surpriză de revelion. Două masă. Nu încerc să vorbesc profesional, nu știu dacă mă pricep. Aperitivul rece. Asta nu o să vă descriu, o să fie un aperitiv foarte bogat, o să facem o covertă și să vă prezint meniul împreună cu Asociația de Catering. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. Nu se zice Thales Bachtalov? Thales Bachtalov. Thales Bachtalov. Păi, dar cheamă Găirușe, cum îi zice asta? Cum traduce asta? Țigărești? Kainorâ. Kainorâ. Te trăiesc Bachtalov. Aveți Bachtalov, am învățat și eu asta la Costești. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. La săgeata liberală, vârful s-a cam tocit. Nici pastila nu-l mai scoală. Nu mă vreți? V-am părăsit. Războiul va continua inteligent și demn. Pot o singură remarcă să fac, confuzia e clară. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. Viața mea. Iar efectiv stomatologia care... Și efectiv voi deveni medic stomatolog. Inima mea. Efectiv medicina generală. Că le zicem nu eu efectiv, dar am asistat peste tot. Tare necăjit mai senzațional. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. Se fură în draci. Toți își dau ochii peste cap și fluieră. Își umflă nările că sunt funcționari publici. Da? 10 intelectuali la milion. E adevărat că doi din ei au lucrat la departamentul de control, dar nu mai e valabilă legitimația lor. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. M-am hotărât să obțin toate avizele posibile și imposibile. Oh, yeah, yes. Mă gândesc să obțin și avize pentru Dracula Park de la Salvamont și de la Salvamar. Da, Salvamar, Salvamont. Și mai știu eu ce alte salve. Domnul Agaton, vă mai lipsesc câteva avize. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. Deci această regină Elisabeta, care era pe vremuri, și-a schimbat numele, că am căutat noi în anale la primărie acolo în spate, și-a schimbat numele din Cogălnicianul în Elisabeta, băi. Înțelegi? Și din cauza asta am schimbat și noi aici la bulevard. Este... Bulevardul atunci care... Deci bulevardul trebuia fost... Păi cred că e o greșeală aici, nu trebuia bulevardul, trebuia strada, băi, ca să se ia acordeze. Păi și atunci de ce n-ați spus dacă era așa bulevardul reginei Elisabeta a fost regina M. Cogălnicianul? Nu. Păi așa trebuia de fapt să fie, dar a uitat numai încăpea regina aici, înțelegi? Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul. Distinguished participants, ladies and gentlemen, before starting my speech, if you allow me, I should ask for your understanding and tolerance to my bad English pronunciation. English, huh? English. Cronica cârcotașilor. 10 ani de tot râsul.